N-ai voi la mine în casă? Cum adică la tine în casă, bă, că e casa mea? Cum adică la tine? Asta era casa mea! Ce se întâmplă? Asta era efectiv casa mea, bro! Astăzi, fraților, prietena mea, Ana Banana, a rămas fără casă pe serverul ei de Minecraft. Stați până la final să aflați cum s-a întâmplat chestia asta și unde s-a mutat Ana după aceea. Spoiler, s-a mutat la mine, fraților. Da, nu, pe bune, ați auzit bine, gen, s-a mutat peste mine în casă, dar a fost oribil. Stați până la final să vedeți toată experiența. Dați un like și un subscribe dacă vă place seria asta. Nu uitați, cel mai șmecher merch îl găsiți doar pe lucalu.ro, unde îl găsiți aici și pe Rex și modelul ăsta foarte, foarte șmecher, hanorace și multe altele. Și eu vă las cu clipul, vizionare plăcută. Intră pe B, intră pe B, ok, unul mort, ok. Uite și pe ăștia, mamă, doi deodată, ok. Ia-o, mă, și tu, aia zic, unde e ultimul, unde e? Bă, stai. Ce s-a auzit? Fraților, ați auzit și voi ce am auzit și eu? Mă, ce se întâmplă? Stai așa. Mă, ce a făcut Ana? Fraților, voi vedeți chestia asta? Ce? What? Stai, mă, ce se întâmplă? Ce s-a auzit, mă, fra... Oh my god. No. Deci, bă, 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 ce a fost, mă, aici? Mă, risi că tu vezi ce văd și eu? Mă, ce ai făcut, mă, Ana? Doamne, bă, dacă poți să stai liniștit pe serverul ăsta. Deci pe serverul ăsta zici că este la nebune aici. Se întâmplă ceva la 3 secunde. Ce aveți, bă? Ce ai făcut, Ana, aici? Ce se întâmplă? Cred că nu aș arăta casa, Ana, gen. Aveam gândaci. Mă, aveai gândaci în casă și te-ai gândit să bubui casa? Doamne ferește, bă, deci zici că suntem la nebune aici pe serverul ăsta. Deci nu poți să stai liniștit în casa ta 5 minute pe serverul ăsta fără să nu se întâmple ceva de genul. Se spărgeau blocurile și picau gândaci. Și te-ai gândit să-ți bubui toată casa, gen, că o să ajute chestia asta. Deci, doamne ferește, avea silverfish în casă, era invazia de silverfish, doamne. Și ce-ai făcut? Ți-ai pus TNT efectiv în casă și bubui TNT? Doamne, ok, am înțeles. Bă, Ana, mișto casa ta nouă, ce pot să zic? Da, chiar zic că arată bine pe server aici, a zis tu, Mariusica. Deci oficial Mariusica are o casă mai casă decât Ana. Adică uitați-vă și voi la Mariusica aici, de bine de rău, măcar poți să stai. Acum la și bodyguard, ce bodyguard ai, mă, tu la casă? Doamne, de unde ai făcut, mă, rost de asta? Am înțeles, deci uitați-vă și voi casa Anei. Păi, da, am înțeles, Ana, foarte tare. E un mod de a-ți începe weekendul foarte productiv. Acum cred că te bași să-l construiești înapoi. Ce faci aici? Deci uitați-vă și voi. Păi, doamne ferește, ce e asta? Mă întreb pe mine, ce... asta... nu știu, habar nu am, nu știu ce e chestia asta. Mariusica, ai făcut un tunel pe sub casa Anei, gen. Hai să mergem să vedem. Poate mina tu pe aici, Ana. Eu cu Mariusica nu știm care e faza cu tunel. Mă rog, nu e nimic interesant aici. Am înțeles. Păi și ce-i de gând să faci, Ana, acum cu casa asta? Că gata, nu mai e casa, aia a fost, a? Gata, s-a terminat șmecheria. O dau la șobolani. Am înțeles. Păi și te bagi să-ți faci altă casă, ce vrei să faci? Oricum vorbesc cu Gigel și o repară instant. Da, ok, am înțeles, deci de-aia ești tu așa pe spate, deci nu interesează pe Ana, ai bani măcar să-i dai că vezi că te rupe Gigel constructorul la bani, gen, să-ți facă toată casa, uite-te și tu că n-a mai rămas nimic, gen, din casa ta, e bun prieten cu mine, face pe gratis, mă, ție-ți face pe gratis, mie niciodată nu face nimic pe gratis, am înțeles, ok, bine, Ana, bine, deci ne-a făcut plăcere să-ți vedem casa bubuită, mă rog, am înțeles, da, deci dacă ți-o repară nu mai are niciun farming, mie-mi place cum arată acum, dar da, ok, deci cum zicea, fraților, pe serverul ăsta nu poți să stai, frate, liniștit. Mă rog, o să mă întorc la meciul meu de CS. Bă, Mariusica, e a treia oară când faci gluma asta astăzi. Te rog eu mult, mai învață și alte glume decât alea cu castravetele care trece strada. Te rog eu, ce are, bă? Păi are, bă, chiar are, doamne. Ia, uite-o pe Ana, bă, Ana, ce, tu de unde știi de studioul nostru? Prieteni ajutor? Ia uite, bă, a descoperit Ana studioul. Ce, bă, Ana, ce s-a întâmplat? Bă, deci chiar vorbeam cu Mariusica că e prea liniștitoare ziua de astăzi. E frumos pe aici? Bă, mersi, chiar m-am chinuit. Uite, avem aici noua colecție lucaluc.ro, o port și acum pe mine, gen. Am o mare problemă. Ok, cred că nu ne pasă, nu-i așa, Mariusica? Adică ultima oară când am verificat, cred că... Ia, cred că Gigel e în vacanță. Nu te cred, bă, lasă-o, adică stai așa un pic, că de-aia n-a făcut casa Mariei, deci stai un pic, deci tu vrei să spui mie că dacă Gigel chiar e în vacanță acum, gen, casa ta rămâne așa bubuită. Bă, e genial, mă, frate. Doamne ferește, bă. Nu mai are la casă. Am improvizat eu ceva și am renovat.
Bă, ești nebun, ești, ești GG la constructorița, gen tu. Acum mai nou, ia uite-o pe Ana, se face constructor, ok. Ia, Mana, arată-ne cum ți-ai făcut casa, mamă. Poate, poate a făcut-o mai mișto decât studioul nostru, o să mă ofti dacă a făcut-o mai mișto. Dar nu știu, e ciudat. Hai, mă, să vedem cât de... Da, cred că ceva îmi spune că nu este chiar mai mișto decât studioul nostru, gen. Mariusica, gen... Tu vezi și tu ce se întâmplă aici? Ana, n-ai dat bani pe materialele astea, nu? Cred că ai folosit tu, și tu ce vei prin chesturi, gen, nu? Păi le aveam, se vede, se vede că le aveai, atâta pot să spun. De ce n-ai, Doamne ferește, de ce n-ai cumpărat și tu măcar niște, nu știu, niște chestii? Ah, dar stai că tot Gigel ne vinde chestiile. Da, ai dreptate, ok, n-ai de unde să cum. Doamne, uită-te și tu și-a pus bloc de diamant aici și aud zombi, pă. Ia uite-l pe ăsta, bă, fură diamantul repede, Marisica, da-l, 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 da-l. După ce ca Ana săraca... Da, bă, stai. Deci după ce ca Ana săraca nu mai are casă, uitați-vă și voi, mai vine și Mariusica să-i fure chestiile pe aici, ok. Ana, sunt prietenul tău și vreau să fiu foarte sincer cu tine, ok? Pentru că ar fi urât să te mințim. Casa asta e oribilă, ce se întâmplă aici? Ai zombie sub casă, Doamne ferește. Hai și la etaj, are și etaj, dar chiar că. Bă, ce se întâmplă? Băi, nu e, nu e ce trebuie. Ia, ai de capul meu, are gropi în podea. Nici măcar n-ai mai avut materiale să-ți faci toată podea. Deaua sau ce se întâmplă aici? Ia, Doamne ferește, ce mai aici? Ia să, dacă spargi chestia asta, ieși direct pe geam. Ăsta e geamul tău, cum ar veni. Ia, Doamne, uitați-vă și voi. Ce se întâmplă, bă, frate, aici? Da, Ana, îmi pare rău de tine. Nu mai fiți răi, atât am avut. Bă, nu vreau să fiu rău sau ceva, dar... Nu știu, fraților, ziceți voi în comentarii de nu acasă, Ana. De ce ai liane pe aici? E întrebarea mea. Uitați-vă și voi. Doamne ferește, deci nu, casa asta e altceva. Așa a crescut. Ok, Ana, bă... Da, deci, bă, s-o stăpânei sănătoasă. Ne bucurăm pentru noua ta casă. Când se întoarce Gigel din vacanță, că nu ne-ai spus. Ți-a zis când se întoarce din vacanță, că dacă se întoarce într-o lună, cred că... În două săptămâni! Du-te, bă, de aici! Noua casa Anei. Ia, vedeți aici. Păreri, bă, Ana, aia e, în două săptămâni poate o să ai și o casă mai bună. Până atunci, lasă că e ok, mă, e ok. Hai, mă, că suntem noi răi, Mariusica, zi tu, e chiar ok, chiar e super, super ok. Dorm în studio atunci? Bă, păi stai, mă, că studioul l-am făcut eu, dar tu n-ai voie să dormi în studio, ce treabă ai tu? Ia uite, bă, frate, bă, era locul nostru studio. Alo, alo, ce faci aici? Ia uite, bă, vine la... Bă, păi stai așa. Ana, tu n-ai băgat niciun ban în acest studio și este făcut în totalitate de către mine. Și am dat voie lui Mariusica, așa că te rog frumos să pleci din studioul nostru, pentru că nu ai voie aici. Este un studio unde filmăm chestii și stăm noi că avem chef să stăm aici. Nu că stai, bă, pleacă de aici. Ieși afară, nu, să nu te prind aici. Gata, păi ți-am și eu unde să dorm. Păi bă, Ana, ideea este că tu trebuie să te descurci în viață. Dacă ți-ai bubuit casa, că aveai gândași din aia și o bolan în ea, ce să-ți fac acum? Trebuie să-ți găsești o modalitate. Așa că te rog frumos să ne lași în pace. Eu cu Mariusica ne uitam la un campionat. Așa că Mariusica, hai să ne întoarcem, gen. Păi dorm la... Hai că dorm la mine. Ia uite, bă, frate, bă, pleacă, bă, de aici. Deci după ce că am băgat la bani în casa asta, Ana, și tu nu mi-ai dat niciodată nimic, pleacă de aici. Să nu te prind la mine, că pun lacăt pe ușa asta. Bă, Mariusica, ieși afară așa, gata. Deci te rog eu mult, du-te și obișnuiește-te cu noua ta casă. Ia uite, bă, frate. Deci tot noi să o ajutăm după ce ea și-a bubuit casa. Sunt supărată pe voi, auzi. Doamne, hai, Mariusica, să continuăm să ne uităm la ăla de ne uitam noi. Ia uite, bă, frate, se supără Ana. Bă, ziceți voi, e corect, bă, fraților, să vină peste mine în casa că și-a bubuit ea casa? Eu zic că nu e corect. Hai, bă, Mariusica, să continuăm să ne uităm aici. Ok, Mariusica, destul studio pe ziua de astăzi. Deci efectiv chiar am petrecut toată ziua în studio și mai am și eu niște treabă pe acasă, știi ce zic? Adică vreau să mai mult niște chestii, vreau să mă apuc de al doilea etaj. Știi că eu am două etaje și efectiv nu am făcut nimic la al doilea etaj. Chiar vreau să mă apuc de etajul ăla astăzi și să-mi fac și eu niște chestii pe acolo. Te ajut și eu dacă vrei. Bă, dacă n-ai ce face, poți să vii, dar... Mamă, iară casa Anei, frate. Bă, efectiv, uite-te. Bă, n-are nicio treabă cu nimic din orașul ăsta. Bă, frate, ce... Dar chiar că... Apropo de casa Anei, ce face Ana, gen? Ana s-a dus, probabil s-a dus să... Ce, își face rost de blocuri mai frumoase, nu știu ce se întâmplă. Dar uite-te și tu, Doamne, bă, ce dărăpănătură, cum s-ar spune. Uite-te și tu, ia uite, bă, dar mai are chestii pe aici. Adică n-a bubuit chiar tot, dar majoritatea casei s-a cam dus, sincer să fiu. Mă rog, lasă, asta e, lasă, nu știu unde e Ana, probabil e laminat sau ceva de genul. Hai, frate, să ne apucăm de... Rex? Mariusica, îl vezi tu pe Rex aici? Bă, Ana cumva l-a dus pe Rex aici, gen, pentru că n-avea unde să... Ok, știi ceva? Rex,
tu nu ești atât de enervant ca și Ana, deci tu ai voie să stai la mine. Da, tu ai voie să stai la mine. Uite ce drăguție, da, Măric. Nu, no, chiar tu ai, tu ai voie să stai aici, da. Deci probabil și... Ana? Rex are voie să stea aici, dar gen... Tu ce faci aici? Cream că doar l-ai adus pe Rex aici. Ce e aici cu gălăgia asta? Cum adică ce... sunt în casa mea, Ana. Cum adică ce e aici cu gălă... Mă, stai. Nu, stai. Nu, am citit bine. Nu, nu, nu. Mariusica, tu vezi? Mariusica, tu vezi ce scrie aici? Nu pot să cred. Camera an... Nu. No, 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 no. Stai, 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 stai. Nu. Nu, deci stai. Nu. Nu, 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 nu. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Deci, Ana, tu chiar ai făcut chestia asta, nu-i așa? Ok, nu, 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 nu se poate. Nu te... Uite-te ce a făcut aici, nu te cred. Bă, nu te cred. Uite-te. Doamne, ferește. Nu. Nu, 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 ok, ok, ok. Calmează-te, Luca, este doar o altă casă în casa ta, făcută fără să știi tu. Da, 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 nu, da, ai zis oricum că vrei să faci etajul. Da, cred că nu vreau să-l fac așa. Ok, o să mă calmez, da, Ana e prietena ta, Luca, n-ai de ce să te super pe ea. Nu, nu, nu o să mă super pe ea. Ieși afară din casa mea, ce faci aici? De ce ți-ai făcut altă casă în casa mea la etaj? Ce, tu, cum, ai venit cu... Ce, mă, da, afară din casa... Bă, stai, 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 stai. Stai, stai, stai. Bă, ok, ok, stai. Nu, 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 deci e ilegal ce se întâmplă. Ana, Ana, ne certăm rău, dar tot ce faci? Mariusica, trebuie să facem ceva să o evacuăm pana de aici instant. E casa mea, nu a ta. Cum e casa ta? Ești la etajul meu, ești casa mea. Uite-te, știi? Uite, nu, 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 uitați-vă și voi, fraților. E casa mea, efectiv, și Ana și-a făcut o casă în casa mea. Nu, știi ce? Nu, ieși afară, pleacă de aici să nu te prind, pleacă. Nu, nu, deci pleacă. Bă, îmi strici ușa. Alo, ce se... Ia uite cum am pus-o, bă, frate. Pleacă de aici, nu. Nu, 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 nu. Deci n-ai... Nu, 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 nu există așa ceva, nu știu. Îți iei chestiile, strângi înapoi tot asta. Eu vreau să decorez aici cum vreau eu, nu vreau să fie chestiile tale. Păi băi, lasă-mă în pace, deci nu. Nu, pe bune, mă supăr pe tine rău de tot, Ana, fără mișto. Deci chiar, efectiv, nu mai vorbesc cu tine dacă mai faci. Bă, deci n-ai, cum adică casa ta? Nu, deci... Ok, știi ceva? Mariusica, doar vino puțin cu mine, ok? Vino puțin aici, lasă-mă în pace, vino. Ok, ok, nu. Ana, tu stai aici, lasă-ne în pace. Bun, vino cu acea Mariusica, tu vii cu mine. Ok, Rex, tu stai aici, vino cu acea Mariusica. Trebuie să avem o discuție în secunda de față. Fix acum, ok, las-o pana. Uite-te și tu, mi-a stricat și ușile pe aici. Nu, hai la tine să ne liniștim, să mâncăm un sandwich, că nu mai pot, efectiv. Doamne, Mariusica, să rămână pentru mâncare. Chiar aveam nevoie să mă calmez și, efectiv, era să și mor. Adică mai aveam două inimi, efectiv. Bă, Mariusica, fii atent. Deci, acum, fără niciun mișto, eu o cunosc pana foarte bine. Bine, și tu o cunoști pe Ana pentru că e sora ta. Trebuie să facem ceva, pentru că știi că nu te înțelegi cu Ana și o să rămână, efectiv, în casa mea și nu o să pot să o dau afară până când nu-i reconstruim casa. Deci, cred că trebuie să, efectiv, să facem cumva să-i reparăm casa, pentru că... Nu. Deci, nu, stai. Deci... Ok, bun. Fix ce ziceam, Mariusica. Trebuie să facem ceva în legătură cu chestia asta și a făcut și balcon, da. Nu mai zic nimic, deci nu... What? Ce face bro cu dirt? Uite cât de urât arată! Bun, trebuie să facem ceva să-i reparăm... Mamă, uite... Deci uite cât de urât arată și totuși nu arată la fel de urât ca și casa ei de acum. Trebuie să-i reparăm cumva casa, pentru că dacă nu-i reparăm casa, o să o am pe cap toată viața. Deci tu îți dai seama că ea nu mai pleacă din casa mea, pentru că oricât de mult m-aș certa eu cu ea și așa, bă, cu Ana nu te înțelegi când îi se pune pata, gen, până vine Gigel și Gigel vine în 2 săptămâni. Crezi că vreau să stea 2 săptămâni și să-și facă balcon așa? Uite cât de urât arată, bro. Doamne, ferește. Bine că ea când își făcea casa o făcea frumoasă. Acum că e casa mea, ia uite ce. Ce face? Bă, ce se întâmplă? Bă, Ana, ce faci acolo? Alo, alo, ce faci aici? Ce încerci? Ce pot face acolo? Ce fac? Ce pot face? Cum? No, 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 știi ceva? Stai un pic, stai un pic. Norocul mai Iusica că mereu ține un arc aproape, pentru că niciodată nu știi când ai nevoie. Așa că... Unde mă... mama, am văzut-o mai devreme. Măi, Ana, deci te rog, oprește-te. Oprește-te cu podul tău în secunda de față. Pleacă, pleacă, pleacă de aici, pleacă. Să nu te prind, nu, fără pod, n-ai voie. Pleacă, pleacă, uite că s-a ascuns acum. Bă, deci nu, trebuie să facem ceva, Mariusica, fără niciun mișto, că e jale. Uite-te și tu cum mi-a pus ușile, efectiv mi-a stricat și ușile. Nu, trebuie să facem un plan sau ceva de genul. Doamne, ferește. Asta mai trebuia Ana Banana la mine acasă, că n-aveam ce face, ea. Uite, uite-te și tu. Bă, pleacă de aici, n-auzi. Nu-ți mai face balcon, pleacă. Pleacă de aici.
Doamne ferește, uitați-vă și voi. Bă, dar n-ai cu cine. Pleacă, bă, n-auzi. Doamne ferește. Ok, mersi, Mariusica, ia asta. Hai să găsim un plan, că e jale rău de tot. Ok, fraților, deci eu și Mariusica avem planul perfect. Adică, pe bune, dacă nu merge chestia asta, nu știu ce o să meargă. Dar m-am gândit așa. Bă, frate, ce-i place Anei foarte, foarte mult și cu ce se lauda Ana? Cu bani, că ea face foarte mulți bani. Adică foarte multe diamante pe server. Așa că eu și Mariusica ne-am pus toți banii de pe server, adică toate diamantele și tot goldul, toate chestiile prețioase ale noastre, la un loc, ca să le dăm Anei. Da, fraților, chiar o să facem chestia asta și am promis lui Mariusica că dacă reușim să scăpăm, deci o să facem o înțelegere, să plece de tot din casă, să nu mai vină la mine acasă. Și dacă reușim să scăpăm de Ana, poate el se mute la etaj, să vină Mariusica la etaj. Dacă merge chestia asta, pentru că mi-a dat și el aur și diamante. Mariusica, să sperăm că o să meargă, pentru că, bă, prefer să te am pe tine decât să o am pe Ana acolo sus, așa că uitați-vă și voi, nici măcar nu v-am arătat, fraților. Uitați-vă ce a făcut aici, adică mai are rost să mai zic ceva? Doamne ferici. Ok, hai să mergem să vedem. Ok, Ana, am și eu ceva de vorbit cu tine. Poți să cobori puțin din balconul tău care e la mine acasă? Dacă nu te super, poți... Ah, ok, e perfect, gata. Ok, gata. Poți să încetezi puțin, am o ofertă pentru dumneavoastră. Dacă te oprești tu din pus chestii și vii puțin așa mai aici, ok. Am o ofertă de nerefuzat, Ana, pentru că știu că ție îți plac foarte, foarte mult banii și crede-mă că ca să-ți faci... O să vrei să-ți repari casa, nu? Adică când o să-ți repari casa, gândește că o să te coste foarte mulți bani la Gigel. Cum adică nu crezi? O să rămână așa? Cum adică? Uite ce frumos arată. Nu casa, gen, casa asta veche, că asta nu e casa ta la mine acasă, gen, nu știu cum să-ți spun. Ba da, nu e casa ta, ascultă-mă, nu o să rămână a ta niciodată. Deci, pentru că m-am gândit că ai nevoie de bani, pentru că s-a întâmplat chestia cu casa ta veche și a bubuit și așa, eu și Mariusica vrem să-ți dăm o groază de diamante, mai exact 2 stecuri jumate de diamante și 3 stecuri de aur, dacă părăsești casa mea și nu te mai întorci practic niciodată. Ăsta este deal-ul. Ce părere ai de ideea asta, mă? Adică mi se pare chiar o chestie gen un plan. Bă, cum adică nu? Stai. Bă, stai, e casa mea acum, adică Mariusica, ai un pic ex la tine. Bă, sparge, bă, alo. Bă, e casa mea acum, adică. Doamne ferește, sparge Mariusica așa, mersi. Bă, stai așa, nu funcționează așa. Bă, stai. Deci Ana, eu după ce că te-ai mutat la mine în casă, fără să-ți dau voie, acum îți dau și o groază de bani și tu nu ești de acord. Cum funcționează chestia asta? N-ai voie la mine în casă? Cum adică la tine în casă, bă, că e casa mea? Cum adică la tine? Să-mi iau chestiile și să mă mut din casa ei. Auzi ce mi-a spus Ana? Să-mi iau eu chestiile. Bă, tu vezi că casa asta este capul meu, efectiv, gen. Hai că te ajut. N-a ajuns tu pe... Bă, cum adică... Stai. Nu a ajuns tu pe nimeni, bă. Bă, păi cum adică? Deci după ce că n-am zis nimic, ai venit la mine aici, te-a pus să faci chestii, bă. Oh my god, nu. Trebuie să facem ceva, Mariusica, că e jale rău de tot. Deci o să înnebunesc. Deci pe bune că o să înnebunesc cu Ana aici. Deci fără, vrei să te... Nu, vreau să pleci odată. Nu, tu trebuie să-ți construiești o casă, că asta e casa mea acum, adică să-mi construiesc eu o casă. Ok, Mariusica, vino încoace. Mariusica, doar vino încoace. Vino, las-o în pace. Vino încoa. Trebuie să ne calmăm. Este prietena noastră, e sora ta, nu trebuie să ne supărăm, bă, Mariusica. Nu, trebuie să venim cu un plan mai bun decât ăsta, Mariusica. Uite, ia-ți înapoi diamantele și chestiile. Deci, efectiv, trebuie să venim cu un plan mai bun. Ok, gândește, Mariusica, ce putem noi să facem, că nu... Bă, tu e sora ta, gândește-te bine, că tu o cunoști mai bine decât mine, gen. Trebuie să fie ceva ce putem face, nu? Bubuim tot? Păi cum, bă, că e casa mea, cum să bubuim tot? Nu putem să bubuim tot, că e și casa mea aici. Ce fac, sunt Ana? Am bubui și eu casa sau cum? O băgăm într-o închisoare. Bă, și până vine Gigel. Păi ce facem? O ținem pana închisă până vine Gigel pe server? Bă, îi dăm apă, mâncare și gata. Dar noi o facem de ținut pe bune, gen. Nu, fără nicio scuză, gen. Doamne ferește, ok, știi ceva? Da, ideea asta, oricât de proastă sună, nu e atât de rău. Adică dacă îmi faci bine, nu o închisoare, dar o capcană, ceva, și să ne înțelegem. Uite, fii atent, hai să facem altfel. Nu o să facem o închisoare, pentru că e prea mult. Dar fii atent. Hai să facem un fel de capcană ca să rămână Ana acolo până când acceptă să se mute din casa noastră, a mea. Adică, gen, nu a noastră, e casa mea, mă rog. Și după aceea, gen, eventual, cât poate să stea în capcana aia? Gen, până acceptă. Și noi, în timpul ăsta,
Îi mutăm chestiile din casă, casa noastră, bă, taci, nu începi și tu, Cana, că nu e casa noastră, e casa mea, lăsați-mă în pace, că nebunez dacă vă mai aud pe unul cu casa noastră. Deci asta o să facem, prindem într-o capcană și după aia mutăm toate chestiile, fără să, ok, perfect, bun. Și cum facem o capcană? Ok, fii atent, hai să ne facem puțin o strategie. Fraților, deci am găsit planul perfect, deci uitați-vă și voi, dacă vă aduceți aminte, avem aici mini-închisoarea asta pe care am făcut-o pentru tatăl strict, acum câteva bune episoade înainte să iasă tatăl strict de pe server și noi am rămas aici cu groapa asta de bedrock. I-am pus acolo niște apă ca să nu moară, gen, și să rămână fix acolo, ok? Acum tot ce trebuie să facem este să punem aceste blocuri fake. Mariusica, ai grijă. Vezi că ți-am făcut un semn aici ca să-ți dai seama că vezi că sunt blocurile astea puse așa, știi? Și îți dai seama că aici este capcana și tot ce trebuie să facem acum este să o aducem pe Ana aici și o să rămână aici pur și simplu. Dar doar să n-aibă blocurile aia, dar ne asigurăm și noi că n-are nimic în inventar. O aducem aici și după aia în sfârșit pot să mă mut înapoi în casă, că nu mai pot, bă, nu mai pot. Hai, Mariusica, hai să o facem și pe asta, bă, frate, că nu. Oh my god, nu. Nu, deci nu. Ok, am înțeles. S-a mutat la mine în casă. Ok, nu e nicio problemă. S-a mutat la mine în casă. Dar acum asta, asta era casa mea. Ce se întâmplă? Asta era efectiv casa mea, bro. Era casa mea, era capul meu aici. Cum s-a întâmplat asta? Mariusica, cum s-a întâmplat asta? Efectiv am plecat. Dacă aveai materiale să faci toată nebunia asta, de ce nu ți-ai făcut, frate, casă din prima? De ce ți-ai făcut casă în casa mea când tu aveai materiale să-ți faci casă? Doamne ferește, nu te cred. Deci nu te... Doamne, uite-te și tu cum a... Bă, mi-a schimbat, bă, nu mă mai bate. Cum adică să ies afară din casa ta? E casa mea. Cum adică... Bă... Nu, deci n-ai cum. Ok, știi ceva? Mariusica, aveam inițial... Planul trebuia să fie să venim să vorbim frumos cu Ana, să o păcălim, să nu știu ce. Eu nu mai păcălesc cu ea direct pe sus, nu mă interesează, treci încoace. Gata, nu mă mai interesează, vino încoace, gata, păi până când? Bă, Ana, până când? Nabeleaua, gata, lasă-mă în pace. Bă, frate, gata. Oh my god, deci nu pot să cred, ia. Hai să vedem. Deci nu se mai poate. Deci gândiți-vă că eu prima oară m-am gândit că... Ia, ce-am luat? M-am gândit prima oară că, bă, o luăm așa cu frumosul. Hai, Ana, să-ți arăt ceva, nu știu ce. Hai, mai scapă de acolo, Ana, ai bedrock peste tot, nu știu, te ajut. Deci am blocuri oricum. Hai, pune blocuri, că oricum suntem aici să ne uităm la tine. Pui niște blocuri, te aruncăm înapoi. Stai liniștită, nu poți să spargi nicăieri. Deci aici, Mariusica, fii atent. Eu îți dau ție un stack de diamante de la mine. Bă, un stack de diamante îți dau. Doar stai aici și asigură-te că Ana stă aici până mut eu toate chestiile, ok? Mai bine, îi dai și un diamant. Deci doar te asigur că Ana rămâne aici, ok? În groapa asta de bedrock, așa, dă-i ceapă, dă-i de-astea. Ok, nu cred că are blocuri, cred că e doar așa la mișto. Oh my god, cum rezolv eu chestia asta, fraților? Trebuie să mă gândesc la o soluție. Deci nu, bă, nici măcar n-are rost. Bă, știți cât am stat să fac casa aia, gen? Și acum uitați-vă și voi, și-a pus canalul de... Bă, faci mișto de mine. Canalul de YouTube aici și-a pus din ăsta să-și promoveze canalul. Nu ai voie să ieși din groapă. Nu. Ia uite-l pe Mariusica, își face treaba acolo. Bă, trebuie să fac ceva, bă, frate. N-am ce... Nu, trebuie să vorbesc cu prietenul nostru, hackerul care deține serverul, să facă ceva legătură cu asta, că nu am vrut să-l deranjez pe săracul om, că și așa-l deranjăm toată ziua. Dar uitați-vă și voi. Mamă, da, și ce urât arată skin-ul, adică trebuie să recunoașteți că skin-ul meu arăta mai frumos aici. Dar totuși, uitați-vă și voi, bă, frate, cum mai schimb eu toată... A schimbat cu totul toată casa. Bro, când a avut timp să facă toate chestii... Nu, deci trebuie să mă duc să vorbesc cu hackerul, fraților, că e jale, efectiv. Cred că o să nebunesc și nu mă mai joc niciodată Minecraft după ziua de astăzi sau ceva de genul. Mariusica, cred că ți-a fost dor de locul ăsta și cred că și mie mi-a fost super, super dor de locul ăsta, fraților. Am reușit, respect în comentarii toată lumea pentru domnul hacker care este aici cu backup-uri și chestii și ne-a rezolvat în sfârșit și toate s-au întors la normal înainte să bubuia în acasă și acum o vedem pana la ea acasă liniștită. În sfârșit am rezolvat Ana. Cred că acum nu mai ai motive, gen, să stai la mine acasă. Poftim, ți-am reparat casa, nu mai ai ce să mai spui. Prieteni, uite, mulțumesc. Da, bine că mulțumești acum, după ce mi-ai făcut casa de balamuc, de nu se mai înțelegea ce e în ea. Gen, acum ne mulțumești. Bine, Ana, ok, am înțeles. Bă, da, ce pot să spun? Să te bucuri de casa ta, să nu ți-o mai bubui, să nu mai vii la mine acasă în viața ta. Hai că nu a fost așa rău, chiar a fost bine, o prietenă bună. Da, a fost o prietenă...
O prietenă foarte bună, nu-i așa, fraților? Spuneți voi, nu, 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 nu te ating nici măcar să mai vii vreodată în viața ta pe aproape de casa asta. Deci să nu te mai prind vreodată niciodată. Deci gata, s-a terminat. Deci, fraților, ziceți voi în comentarii dacă a fost Ana o prietenă bună. Căci că exagerez eu așa un pic. Nu, ea n-a făcut nimic, Doamne, cât de dor îmi era. Hai că mă mut eu cu tine. Nu începe și tu, nu mai gata. Deci eu nu mai vreau să vă mai aud. Tu stai la casa ta aici. Ia uite că dansează și când o ții. Doamne. Ok, tu stai aici la casa ta. Marisica, pleacă și tu, că și tu mai nebunit de cap. Hai, pleca. Nu, bă, să nu vă prind la mine. Hai, gata, mi-a ajuns pe astăzi. Gata, pa. Doamne ferește, bă, ce zi. Deci la sfârșitul zilei, bine că sunt înapoi la mine acasă, bă, frate, că, bă, nebuneam, fraților, deci eu vă zic sincer. Deci, efectiv, ne mutăm la... Mă, ce scriu ăștia pe chat? Bă, bă, nu, voi vă faceți planuri, ce fac? Alo, alo, ce planuri vă faceți voi? Alo!